Creștinismul este sub asediu nu de ieri de azi, este sub asediu de aproape 300 de ani în Europa. Există un continuum istoric din secolul XVIII până astăzi. S-au găsit formule permanent de a se susține acest anticreștinism. Emanciparea, cuvântul îl găsim la le filozof, mari filozofi ai secolului XVIII francez, dar îl găsim și la Marx, îl găsim și la Sad, un apostol teribil al acestei civilizații a paradisului terestru, și îl găsim și la școala de la Frankfurt, îl găsim și la Herbert Marcuse după război, care este autorul, cum să spun, elogiat al revoluției culturale și sexuale.